Compania Tarom a programat joi la amiază ultima cursă regulată București-Suceava și retur. Începând de săptămâna viitoare, aeroportul Ștefan cel Mare din orașul Salcea va fi închis pentru lucrări de modernizare și extindere a pistei. Ultima cursă regulată pe care o operează aeroportul Suceava este cursa de București cu aterizarea astăzi a companiei Tarom, cu aterizarea astăzi la orele 14 și decolare la 14:20 de la noi, cu, din ce știu eu, așa erau vândute 22 de bilete. După cum bine știți, noi am început lucrările la turnul de control și uzina electrică, urmând ca de luni să începem lucrările la suprafața de mișcare, pistă, căi de acces și platformă. Se poate lucra fără probleme, după cum vedeți, vremea este ține cu noi și preconizăm până luna noiembrie acestui an. Directorul general Ioan Măriuța a anunțat că zborurile ar putea fi reluate după finalizarea lucrărilor la pista aeroportului. Avem pista înerbată și avem platforma pentru elicoptere, elicopterele SMURD, elicopterele poliției, elicoptere private, comerciale, vom avea activitate. Dacă lucrările decurg conform planului, cu siguranță, Tarom ne-a rugat să anunțăm cu 60 de zile înainte de definitivarea lucrărilor pentru reluarea curselor regulate. Proiectul de modernizare a aeroportului Ștefan cel Mare Suceava are un buget total de 167 de milioane de lei, dintre care 88,5 milioane de lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională. 67,4 reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar finanțarea din partea beneficiarului este de 11,6 milioane de lei. Proiectul presupune mărirea pistei la 2460 de metri, modernizarea căilor de rulare, a platformei de îmbarcare și a sistemului de balizaj, construirea unui turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigație aeriană de tip ILS.